Bună seara și bine v-am găsit, sunt Cristina Moldovanu și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Judecătorii ar putea fi numiți pe viață, iar unii riscă să fie eliminați din sistem. Ce alte noutăți prevede strategia de reformare a justiției, vă spunem în curând. Mersul cu icoana prin sat sau tăierea porcului sunt doar câteva obiceiuri respectate în ajun de Crăciun. Cum se pregătesc oamenii de marea sărbătoare, vedeți din reportajele noastre. Reprezentantul Moldovei la Eurovision va fi selectat altfel decât până acum. Ce schimbări au fost introduse în regulament, aflați la știri. Peste 100.000 de vizitatori s-au distrat în ultimele săptămâni la Orheiland. De ce copiii preferă să-și petreacă vacanța anume aici și ce atracții gratuite îi așteaptă pe toți oamenii, urmăriți din subiect. Strategia de reformare a justiției pentru anii 2020-2023 prevede modificarea Constituției în partea ce ține de asigurarea independenței judecătorilor, precum și activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Cei peste 400 de judecători din sistem ar putea fi supuși evaluării integrității deja începând cu vara acestui an, iar primii vor fi chiar membrii CSM. Magistrații care vor obține rapoarte negative vor fi eliminați din sistem. Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei prevede modificarea Constituției în partea ce ține denumirea inițială în funcția judecătorului până la atingerea plafonului de vârstă. Prin excluderea termenului de 5 ani, numirea în funcția judecătorilor Curții Supreme de Justiție de către președintele țării, excluderea vechimii în funcția de judecător de cel puțin 10 ani pentru a putea fi numit judecător al Curții Supreme de Justiție. La fel, se propune excluderea numirii președințelor și vicepreședinților instanțelor judecătorești de către șeful statului. Sunt propuse modificări și privind componența Consiliului Superior al Procurorilor și al Consiliului Superior al Magistraturii, de la 12 la 15 membri, dar și în ceea ce privește accederea în funcția de avocat. În noul an, Partidul Acțiune și Solidaritate a decis să se mute la Casa Nouă. Este vorba de un alt sediu mai încăpător cu 4 etaje, care se află pe strada Maria Cebotar din capitală și care este de 2 ori mai mare față de precedentul. Motivul pentru care și-au schimbat cuibul ar fi că partidul s-a făcut mai mare și respectiv au nevoie de mai mult spațiu, spun responsabilii PAS. Contactat de postul nostru de televiziune, secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, ne-a declarat că odată cu creșterea partidului PAS, membrii formațiunii au hotărât să schimbe și sediul. Astfel au ales o clădire care are aproximativ 200 de metri pătrați. Grosu ne-a mai spus că pentru chiria noului sediu vor achita lunar 1600 de euro și va fi întreținut din donații, dar și din finanțarea partidului. Potrivit lui, pentru vechiul sediu de pe strada Alexei Mateevici, care avea vreo 70 de metri pătrați, PAS achita lunar pentru chirie aproximativ 9.000 de lei. Amintim că Maia Sandu a făcut de mai multe ori postări sponsorizate pe Facebook, prin care cerea bani de la oamenii simpli pentru activitatea partidului pe care îl conduce. Tot Maia Sandu este cea care de mai multe ori spune că moldovenii sunt din ce în ce mai săraci și nu le ajung veniturile pentru un trai decent. În ajunul Crăciunului pe stil vechi, înalt preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a venit cu un mesaj de felicitare pentru enoriași. În pastorală, el a menționat că nașterea lui Hristos este un mare dar pentru umanitate. În mesajul său de felicitare adresat credincioșilor, mitropolitul Vladimir ne învață că prin taina nașterii sale, Fiul lui Dumnezeu umple sufletele oamenilor nu doar cu bucurie, ci și cu iubire sfântă și curată. În ziua nașterii pruncului mântuitor, împărăția lui Dumnezeu se așterne peste oameni, vindecându-le rana păcatului. De aceea ni se cade a ne bucura astăzi duhovnicește întru Domnul, căci și apostolul Pavel spune în acest sens: împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Fiecare lucaș de închinare unde se săvârșește liturghia euharistică este o peșteră în care ne așteaptă mântuitorul și izbăvitorul sufletelor noastre, iar noi suntem la fiecare sfântă liturghie pe care o slujim martori ai nașterii și învierii lui Hristos.
Înalt preasfințitul mai menționează că într-o lume secularizată și egoistă, trufașă și rece, doar pruncul Hristos născut în peștera sărăcăcioasă a Betleemului ne poate încălzi sufletele dându-ne puterea de a ierta pe semenii noștri, de a-i ajuta, de a iubi și de a nu răspunde la rău cu rău, ci de a birui răul cu binele. Praznicul nașterii lui Hristos este un mare dar pentru umanitate, pentru că cel care a zis „Eu sunt calea, adevărul și viața” intră în această lume întunecată de păcat, ia pe omerii săi oaia cea pierdută, purtând-o pe calea adevărului și oferindu-i viața viacolului ce va fi să fie. În aceste zile sfinte și pline de mirasma praznicului dumnezeiesc, gândurile mele de părinte duhovnicesc al bisericii și al neamului nostru se îndreaptă către conducători și popor, către părinți și tineri, vârstnici și nevoiași, către cei din instituțiile de detenție și către tot sufletul cel necăjit și întristat, care are nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu cel întrupat. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, păzind într-o dreptate poruncile lui Dumnezeu. De Crăciun, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie, mai ales la sat. Preotul merge cu icoana nașterii Domnului la fiecare casă pentru a vesti venirea pe lumea Mântuitorului. Creștinii, la rândul lor, se pregătesc pentru întâmpinarea icoanei așa cum se cuvine. Mersul cu icoana este un ritual așteptat și de către locuitorii satului Breviceni. Astfel, mergând din casă în casă, preotul aduce creștinilor vestea nașterii lui Isus, binecuvântându-i pentru întâmpinarea marei sărbători. În schimb, creștinii îl mulțumesc pe preot cu colaci și dulciuri. Celor ce viețuiesc cu evlavii în această casă, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, spor în faptele cele bune, asupra vrăjmașilor, biruință și păzește predânșii. Pentru mulți și fericiți ani. Localnicii din Brăviceni spun că vizita preotului cu icoana le aduce multă bucurie, iar prin rugăciunile sale, părintele binecuvântează casele oamenilor și le se mai iartă din păcate. Sărbătoarea nașterii Domnului pentru mine e una din cele mai luminoase sărbători. Și pentru familia Cociorvă, nașterea Domnului este cea mai mare sărbătoare a anului. Iar icoana care intră în casă în ajunul Crăciunului este un semn bun pentru întreaga familie. Nașterea Domnului ține pentru noi ca o smerenie, ca o frică, ca o conduită și o comportare extraordinară pe parcursul întregii vieți. Mâine sărbătoarea o petrecem la biserică. După ce va merge la biserică, familia Cociorvă se va așeza la masa de sărbătoare. Gospodina casei a pregătit cele mai gustoase bucate. După slujbă ne întâlnim cu apropiații, frați, surori, oricare oaspete e binevenit în ziua asta la noi în casă, cinstim sărbătoarea prin mese, prin colinzi deosebite. Potrivit parohului din satul Breviceni, mersul cu icoana este ritualul liturgic prin care se vestește în toate casele tuturor creștinilor apropierea nașterii Domnului Iisus Hristos. De fiecare dată, icoana intrând în casa unde locuiește persoana, îl primește pe Hristos cel întrupat. Sper că această căldură a sărbătorii nașterii Domnului să fie ca o lumină pe care s-a vărsat pe Betleemul iudei odată, să servesc peste această binecuvântare peste întreaga lume. Este o tradiție foarte veche în Biserica Ortodoxă ca preoții să meargă pe la casele credincioșilor, aducând vestea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, purtând cu ei icoana nașterii, în fața căreia se închină credincioșii și o sărută, arătând că se pregătesc prin aceasta de Crăciun. E perioada în care la mare căutare sunt tradiționalii Crăciunei și culecei și pentru că unele gospodine nu reușesc să-i coacă acasă în fabricile de panificație, este forfotă mare. Unele combinate din țară produc zilnic în jur de 10.000 de Crăciunei. Brutarii spun că în aceste zile lucrează non-stop pentru a satisface cerințele cumpărătorilor. Procesul de coacere a unui crăciunel nu este atât de simplu. De la fermentarea aluatului și până la scoaterea produsului din cuptor, acesta trece prin mai multe etape. Totul începe de la prepararea aluatului, care este unul special. Drojdia punem. Ea se hodinește timp de 2 ore. După 2 ore, noi punem la fermentat aluatul și punem cantitatea de zahăr și după ce se fermentează timp de 6 minute, punem margarina, care îi dă anume gustul specific pentru acești crăciunei. În aluat s-a fermentat atât cât trebuie, s-a oprit
singur, tot automat. Acum să luăm, îl punem la masă de lucrat. Porția pentru un crăciunel este de 380 de grame. Acesta este cântărit și dat apoi în lucru. Brutarii spun că împletesc cu drag pâinea de ritual. La fel, ei spun că de Crăciun împletesc și colăcei, care la fel sunt căutați de cumpărători. Cu dragoste, ne-i drag lucru, comenzi sunt, facem mult. Ne-am să facem din două vieți. Împletit în două. Am mult de Crăciun, colacul e întrebat. Pe sărbătoarea îmblă părintele cu ajunul Crăciunului, lumea. Așa e obiceiul. Pentru a fi mai frumoși și strălucitori, crăciuneii sunt prelucrați la baia de aburi, după care se dau la cuptor pentru cel mult 18 minute. Trebuie de scos atent, temperatura e mare și bate la față. Iar pentru a fi rumeni și puhavi, aceștia se ung cu un gel special. Îi ungem pentru a avea un luciu, să fie mai frumos, să aibă un aspect mai frumos, adică... Pentru a face față comenzilor, brutarii lucrează non-stop. Lucrăm în continuu, avem 4 schimburi. Crăciuneii sunt întrebați la sărbători. În magazine, un crăciunel costă în medie 5 lei, iar un colăcel 3 lei. În tradiția populară se spune că primul crăciunel se pune la icoană și se ține până la primăvară, când încep lucrările de câmp. Creștinii ortodoxi de rit vechi sunt în febra pregătirilor către una dintre cele mai importante sărbători, nașterea Mântuitorului. Cam fiecare an, gospodarii au sacrificat porci, iar gospodinele au alcătuit meniul și s-au apucat de pregătit cele mai delicioase bucate. În ajun de Crăciun, echipa noastră a mers în familia Elenei și a lui Efim Stăvilă din satul Clișova, raionul Orhei. Stăpânii casei ne-au povestit ce tradiții și obiceiuri respectă cu strictețe în familia lor și cum au loc pregătirile. Dis de dimineață, în curtea familiei Stăvilă era agitație mare. Gospodarii se pregăteau să sacrifice porcul pe care l-au crescut tot anul, iar acum a venit momentul să se despartă de el. În ajutor le-au sărit rudele, dar și vecinii, iar pentru ca ritualul să fie mai cu spor, măcelarii au fost serviți cu ceva tărie. Bărbații își fac lucrul lor, femeile, cu și de Dumnezeu și cu păhăruți de tare. Ei își înstim numai decât să aibă prindă la puteri. Hai, gospodarul de casă. Ce sănătoși! Mă dă Domnul și la anul să creștem așa porc! Ulterior, toată lumea se apucă de treabă. După ce a fost sacrificat, porcul a fost acoperit cu paie de grâu și a fost pregătit pentru a fi pârlit. Paia le pune pentru că îți dă un miros așa gustos pentru când îl mănânci capcioancă tipă. După ce animalul s-a înnegrit, a fost înmuiat cu apă fierbinte și sare. După asta a venit rândul celor mici să dea o mână de ajutor maturilor. Porcul a fost acoperit cu plapumă groasă și, cum spune tradiția, a fost călărit de copii. Asta pentru ca șoricul să devină și mai moale, iar copiii să aibă amintiri frumoase legate de Crăciun. Cei drept, în Mahala era o singură fetiță. Micuța curajoasă a urcat pentru prima dată pe un porc. Între timp, gospodina casei a adus muncitorilor câte un pahar de vin fiert. Așa la moldoveni, mai bec de o parge printre lucru, că părinirea porcului, îmi facem gust de o gură de șoric, de o gură de friptură. Mai apoi, godacul a fost curățat și măcelărit. Gospodarul casei i-a examinat splina și ne-a spus cum va fi iarna. Februarie și e cel mai friguros. Februarie și cel mai friguros, că așa, începutul țării, ianuarie leacă tăi undeva așa pe ieșia și aici e martie. Februarie și martie, așa e cel mai friguros. Cât timp porcul este porționat, gospodina casei gătește renumita friptură cu mămăligă. Totodată, familia Stăvilă are și o tradiție proprie. Din carnea încă fierbinte se coc cei mai delicioși frigărui. La noi se prepară fripturica, care primim oaspeții care ne-au ajutat la tăierea porcului. Și aici e măliguța. În timp ce unele bucate se coc, carnea este sortată pentru deliciile care se vor pune pe masa de Crăciun. Aici facem cegheri, aici la catlete, faci pentru catlete. Cu oasele de a merge la borș scăzut, mușchii
facem bătute, carne bătute și costițele mai mult la friptură le folosim. În febra pregătirilor, familia Stăvilă nu uită nici de cei plecați de acasă. Din cei 4 copii ai lor, doar unul a rămas acasă, ceilalți sunt duși în lumea mare. Totuși, părinții vor avea grijă ca și pe masa lor de sărbătoare să ajungă bucate de casă. Ca să le trimiteți la băieți, că se guste și băieții din Curcea lui. Crăciunul este o sărbătoare sfântă, încărcată de tradiții și obiceiuri, spun oamenii din Clișova. Dimineața în ziua de Crăciun, până se răstoarnă măliguma, măliga și cu rășiturile și cu fripturica, înseamnă că nici nu-i Crăciun. Ne adunăm mai mulți la un păhărel de izvar, ori un păhărel de, și de domnul, de țuică, și colindăm. Sacrificarea porcului în familia Stăvilă s-a încheiat cu o masă bogată. În mijlocul mesei, gospodina casei a răsturnat mămăliga, servită cu friptură, brânză de oi și câte un pahar cu vin. Cei care vor sărbători mâine Crăciunul au dat o fugă pe la piață să facă ultimele cumpărături, așa că piețele din capitală arătau ca un furnicar. Aglomerația este una plăcută, spun oamenii. Tarabele rămân aproape goale, iar produsele ajung pe mesele petrecăreților, care se străduie să aibă tot felul de bunătăți în meniul de sărbătoare. Dacă ravelionul este asociat cu șampania, cadouri, focuri de artificii, salată olivie și felicitarea președintelui țării, atunci Crăciunul încă din copilărie îl asociem cu tăiatul porcului, colinzi, crăciunei și colecei, lumânări de Crăciun și coroane de sărbătoare. Cadourile pentru cei dragi și ele sunt binevenite. După tradiție ne dăruim cu toții cadouri reciproc. Cum poate fi altfel? Adică nu există Crăciun fără de cadouri, nu-i așa? Nu, desigur, mai ales când există copii în familie, cadourile sunt obligatorii. În ajunul Crăciunului cumpăr dulciuri pentru toate rudele, desigur. Cadourile sunt deja acolo, le-am luat înainte de anul nou pentru a le putea oferi de seară. Aceasta este o sărbătoare mare, o sărbătoare a sufletului. Ce cadou vă place să primiți de Crăciun? Probabil atenția celor dragi. Dulciuri, delicii, cam așa. Cadoul este deja pregătit. Este obligatoriu să ne adunăm în cercul familiei, alături de persoanele dragi, de oamenii pe care îi iubești. Ce ține de cadouri? Dacă există posibilitate, oferim. Dacă nu avem, atunci nu oferim. Cel mai important este să fim toți împreună. În ceea ce privește masa de Crăciun, felul principal de mâncare poate fi curcanul, puiul sau orice alte bucate din carne. Unele gospodine preferă să gătească de Crăciun și un fel de mâncare tradițională pentru creștinii ortodoxi, grâul fiert. Care este cel mai important fel de mâncare care credeți că ar trebui să fie pe masă de Crăciun? Grâul fiert. Obligatoriu? Din ce îl pregătiți? Din grâușor, nuci, stafide, mai punem și mandarine acolo? Comercianții spun că lider la capitolul vânzări sunt mandarinele, dar și alte fructe exotice. De Revelion am cumpărat mai multe mandarine. Acum voi cumpăra clementine. Le vom oferi în calitate de cadou. Am mulți nepoți, tocmai 7. Trebuie să le ofer măcar câte ceva ca să le ajungă la toți, desigur. Urmează vremea colindelor de Crăciun. Chiar dacă la oraș aceste tradiții sunt uitate, mai sunt oameni care cultivă și promovează aceste obiceiuri frumoase și sfinte. De aceea, ar fi bine totuși să vă faceți plinul cu dulciuri sau cu alte delicii, în cazul în care colindătorii vor bate și la ușa voastră. Tensiuni în Orientul Mijlociu. Ambasadorii statelor membre NATO s-au reunit la Bruxelles într-o ședință de urgență după asasinarea de către armata americană a unui comandant militar iranian în Bagdad. În urma uciderii generalului, iranienii au anunțat că se retrag complet din tratatul nuclear, iar Parlamentul de la Bagdad a adoptat duminică o rezoluție prin care cere guvernului să expulzeze trupele americane din Irak. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat o reuniune de urgență al Consiliului Nord-Atlantic ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce alianța a decis suspendarea misiunii de instruire a forțelor irachiene. Așadar, armata americană l-a asasinat vineri dimineață la Bagdad pe generalul Soleimani, comandantul forței Quds din cadrul gardienilor Revoluției din Iran. După acest fapt, Parlamentul irachian a adoptat duminică o rezoluție prin care a cerut trupelor străine să
părăsească țara. Anterior, Coaliția Internațională condusă de SUA anunțaseră deja suspendarea sprijinului și instrucției pentru trupele irachiene, pentru a se concentra pe protejarea bazelor din Irak, unde se află personalul acestei coaliții. De altfel, trupele americane din Orientul Mijlociu ar putea fi ținta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Soleimani. Retragerea celor 5200 de militari americani ar putea de fapt compromite această luptă și i-ar putea permite grupării extremiste să se refacă, anunță Reuters. Între timp, o mulțime impresionantă de oameni a participat la înmormântarea generalului iranian Qasem Soleimani la Teheran. Oamenii plângeau cu portrete ale lui Soleimani în brațe, în timp ce strigau moarte Americii. Iranienii de nenumărate ori au declarat că se vor răzbuna pentru moartea generalului, în timp ce președintele SUA a anunțat și el că are în vizor 52 de ținte în Iran, printre care și obiective culturale. Ulterior, Iranul a anunțat că își va reduce angajamentele asumate prin acordul atomic semnat cu marile puteri în 2015 și că nu va mai respecta restricțiile privind îmbogățirea uraniului. Salvatorii sunt epuizați, au ajuns la disperare. Îi cer demisia premierului australian, care nu ar fi aprobat nicio strategie care ar fi pus capăt tragediei. Incendiile uriașe din Australia continuă să facă ravagii, iar ploile din ultimele zile sunt prea mici pentru a stinge flăcările. Focul a izbucnit încă toamna trecută, iar până acum au fost distruse aproximativ 6 milioane de hectare de pădure și peste 5.000 de clădiri rezidențiale și administrative. Potrivit datelor noi, 25 de persoane și peste jumătate de miliard de animale au ars de vie în ceea ce numesc oamenii infernul pe pământ. Voi, cei de la presă, spuneți-i premierului din partea celor din Nellingen să se ducă dracu. Dă-ți demisia acum. Nu meriți să guvernezi. Știai că se va întâmpla așa ceva. Ai fost total ignorant, spune un pompier australian ajuns la capătul puterilor. Mesajul plin de furie a făcut înconjurul, iar salvatorii cer demisia șefului executivului. De cealaltă parte, premierul spune că așa se întâmplă în cazul dezastrelor naturale, iar autoritățile depun toate eforturile pentru a opri stihia. De la izbucnirea flăcărilor, 10.000 de australieni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele pentru a se salva. La ieșirile din orașe s-au format cozi kilometrice de mașini, iar la benzinării carburanții sunt pe sfârșite. Sydney se confruntă cu întreruperi de curent după ce două stații electrice au ars. La Canberra, temperaturile au atins 44 de grade Celsius, o valoare fără precedent, iar aerul este atât de poluat încât oamenii sunt rugați să nu iasă afară. Consecințele incendiilor sunt atât de mari încât dâra de fum este vizibilă și pe imaginile din satelit, iar cerul este colorat în portocaliu și roșu. Pe lângă zeci de oameni morți, ars și jumătate de miliard de animale, estimează specialiștii. Drama australiană a strânit compasiune în lumea întreagă. Staruri ca Nicole Kidman, Russell Crowe și Pink au donat sute de mii de dolari pompierilor. Sportivi, printre care și Simona Halep, au făcut și ei donații. Alte vedete au lansat campanii de strângere de fonduri, iar întreaga lume pare a fi mobilizată pentru a stopa dezastrul din Australia. Compania Teleradio Moldova, care organizează an de an desfășurarea concursului european de muzică Eurovision, a schimbat regulamentul privind desemnarea învingătorului. Astfel, telespectatorii nu vor mai putea vota favoritul în concurs, acest drept revenind în exclusivitate membrilor juriului. Potrivit noului regulament, Selecția Națională pentru desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la concursul Eurovision 2020 se va desfășura în două etape, examinarea dosarelor și audierea live. În rezultat, doar membrii juriului vor avea dreptul să decidă cine este învingătorul care va reprezenta țara noastră peste hotare. Între timp, compania Teleradio Moldova a dat start etapei naționale a concursului. Pentru înscrierea în concurs, candidații pot depune cererea de înregistrare, descrierea proiectului, materialele audio pe suport digital și lista materialelor până în data de 17 ianuarie. Ediția din 2020 a concursului Eurovision se va desfășura în Olanda. Cele două semifinale, etapa internațională, se vor desfășura pe 12 și 14 mai, iar marea finală va avea loc pe data de 16 mai 2020. Anul trecut, reprezentanta Moldovei în concurs a fost Ana Odobescu cu piesa Stay. Plecarea echipei a fost posibilă grație implicării liderului partidului
Partidului Politic Șor, Ilan Șor, care a oferit 10.000 de euro pentru acoperirea costurilor de participare în concurs. Orhelandul este locul perfect pentru toți cei care vor să se bucure din plin de sărbătorile de iarnă, mai ales acum când toți copiii sunt în vacanță, iar parcul de distracție a devenit atracția principală. Atmosfera de basm ce domina pe teritoriul parcului poate fi admirată de la înălțime de pe singurul roller coaster din Moldova, care te încarcă cu energie pozitivă și adrenalină. Zâmbetele, glumele, magia și buna dispoziție sunt aduse și de către profesioniștii de la circul italian Bonaccini. Reamintim că absolut toate distracțiile sunt gratuite. Proiectul lui Ilan Șor Orheiland bucură oamenii din toată țara. Aproape 100.000 de vizitatori au fost aici doar în 2 săptămâni, spun organizatorii. Parcul de distracție Orheiland continuă să fie cel mai vizitat loc de pe teritoriul țării. Doar aici pot fi găsite 10 de distracții pentru cei mici, dar și pentru cei maturi. În aceste zile însă parcul a ajuns să fie împărăția copiilor. Ei sunt vizitatorii importanți, iar vacanța de iarnă petrecută aici le va rămâne una de neuitat, spun micuții. Pentru ei, atracția principală rămâne a fi roller coasterul, singurul de acest fel din țară, iar cei care încearcă să îl îmblânzească sunt răsplătiți cu adrenalină și senzații unice. Mi-a plăcut aici când ne coboram. Foarte, foarte bine, multe emoții. Mulțumim partidului că au făcut acest loc pentru copii. Interesant, am primit plăcere. Mulțumim! Parcul din Orhei dispune și de cel mai mare patinoar din țară. Astfel, cei care nu au posibilitatea să meargă la munte sau la schi pot veni la Orheiland. Aici gheața este tocmai bună, iar porția de zâmbete este garantată. Îmi petrec vacanța aici în Orheiland. Vreau să spun că este o atmosferă de iarnă plăcută și poți petrece bine timpul cu prieteni. Foarte frumos, interesant, mai ales pentru copii. Și pentru noi părinți, că avem onoarea să petrecem timpul lângă copii. Acum copiii sunt în vacanță, petrecem timpul aici. Deși iarna aceasta este încă fără zăpadă, la Orheiland copilașii se pot bucura și de o pârtie pentru săniuși. Surpriza acestui sezon este circul din Italia Bonaccini. Zilnic în fața publicului evoluează peste 20 de artiști, trupa fiind alcătuită din cei mai iscusiți profesioniști din Italia, Spania și România. Spectatorii sunt cuceriți de evoluția cascadorilor neînfricați, de jonglori, clovni, dar și de acrobați, trucurile cărora îți taie respirația. Mi-a plăcut cum a dansat niște unieni cu o fată în roșu, îmbrăcată. Copiii foarte veseli și le-a fost tare interesant. Noi maturi și le-a fost interesant, dar lor nici nu se discută. Pe teritoriul celui mai mare parc de distracție din țară este și căsuța lui Moș Crăciun, unde fiecare copil poate sta la sfat cu bătrânul cu plete de albe, poate recita poezii, iar în schimb primește daruri. Și după ore întregi de distracții care te pot epuiza, copiii se pot odihni în camera special amenajată, unde pot urmări desene animate cu tematică de sărbători. La Orheiland este tot timpul mare aglomerație. Oaspeții vin din toate colțurile țării, iar oamenii recunosc că un asemenea loc nu mai există în Moldova. Este bine, dar cinstit la noi în Moldova, cam nici n-ai unde te distra normal cu copiii. Nici în Chișinău nu sunt parcuri, că e capitala. Părere de rău, până când numai unul aici, și îmi pare bine. Poate să-l înmulțim. Foarte bine, foarte frumos. Mulțumim celor care au făcut acest loc pentru oameni. Foarte drăguț și pentru copii este foarte bine. Potrivit autorităților locale, a devenit o tradiție ca parcul Orheiland să-și surprindă de fiecare dată vizitatorii. Vreau să îndemn copilașii din toată țara să frecventeze Orheiland, fiindcă este cea mai mare și cea mai frumoasă distracție pe timp de iarnă. Toate aceste distracții sunt absolut gratuite și iarăși reiterez faptul, indiferent de zăpadă sau nu, Orheilandul și are programul său care, după cum am spus, este unul suficient de interesant. Vă așteptăm cu drag pe toți!
De asemenea, pe teritoriul parcului au fost amenajate diferite standuri cu decor spectaculos unde pot fi imortalizate clipele frumoase. Vizitatorii se mai pot bucura de zeci de topogane de iarnă. Patinoarul de la Orheiland are o suprafață de 800 de metri pătrați și este deschis zilnic între orele 11 și 22. Aroma vinului fiert cu scorțișoare și a deliciilor culinare plutește în aer la Orheiland. Acestea pot fi cumpărate de către vizitatori la căsuțele frumos decorate. Târgul de suveniruri este o altă atracție, în special pentru cei maturi. Ei pot cumpăra aici, la prețuri accesibile, cadouri pentru prieteni și rude. Tot la Orheiland, între orele 10 și 22, copiii se pot bucura de oportunitatea de a participa la masterclass-uri, unde învață să creeze copturi personalizate cu Moș Crăciun, eroi din povești și brăduți. Reamintim că absolut toate distracțiile sunt gratuite. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Rămâneți cu Televiziunea Centrală. Eu sunt Cristina Moldovanu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară superbă în continuare și Crăciun fericit alături de cei dragi. La revedere! Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau